Vă salut, dragilor! În următoarele minute vă invit să aflați care sunt beneficiile plantei Xanthium spinosum pentru sănătate. Cunoscută în popor cu denumirea de holeră sau ghimpe, este o plantă erbacee, anuală, întâlnită prin pășuni, locuri necultivate sau pe lângă drumuri. Deși este originar din Africa, ghimpele s-a adaptat foarte bine la condițiile din țara noastră, unde poate fi găsit în flora spontană din mai toate regiunile. De la plantă se utilizează părțile aeriene care pot fi recoltate în perioada iunie-august, pe timp frumos, după ce s-a ridicat roa. Este indicat să folosiți mănuși de protecție. Ghimpele se usucă la umbră în strat subțire. Dintre elementele chimice cele mai importante ale plantei sunt ulei esențial, acid cafeic, acid clorogenic, flavone, saponine, fitosterol, tanini, lactone și săruri minerale. I se atribuie proprietăți aperitive, diuretice, antiinflamatoare, cicatrizante, antitumorale, antidiabetice, decongestionante și dezinfectante. Fitoterapia și-a dovedit eficiența în majoritatea cazurilor de prostatită, fie acută sau cronică, dar și o parte dintre cele de adenom de prostată. Conform profesorului universitar dr. Constantin Milică, coordonatorul Centrului Aroma din Iași, ghimpele induce o foarte puternică acțiune decongestivă, ceea ce ajută foarte mult în afecțiunile prostatei. Tratamentul cu această plantă reduce frecvența urinărilor nocturne, cu dispariția usturimilor pe uretră și revenirea prostatei inflamate la volumul normal. Pentru o mai bună eficacitate se poate combina cu coada calului, coada șoricelului, mesteacăn, trei fraspătați, urzică moartă și splinuță, în părți egale. În unele situații de adenom de prostată, folosind această plantă, se poate evita intervenția chirurgicală. În plus, ghimpele poate fi utilizat și în litiază renală. Este util în situații în care este nevoie de îmbunătățirea irigării căilor urinare, pentru reducerea disconfortului la urinare, drenarea eventualelor acumulări minerale și eliminarea microorganismelor potențial patogene. Curele cu ghimpe ajută la eliminarea bacteriilor care favorizează apariția infecțiilor urinare, precum cistită și cistopielită. Totodată, planta determină reținerea selectivă în serul sanguin a electroliților, cum ar fi magneziul și potasiul, protectori ai miocardului. În medicina tradițională a diverselor popoare nord-africane și sud-europene, ghimpele era utilizat ca antitumoral și antidiabetic. Mai poate fi folosit și în cazurile de edeme. Edemul este umflarea cauzată de excesul de lichid în țesuturile corpului. Deși boala poate afecta orice parte a corpului, este posibil să o observați mai mult în mâini, brațe, picioare și glezne. Ascita reprezintă acumularea anormală de lichid în interiorul cavității peritoneale. Peritoneul sau cavitatea peritoneală este membrana în formă de sac care înconjoară organele interne abdominale. În mod normal, cavitatea peritoneală conține doar o cantitate mică de lichid, în jur de 20 de mililitri sau mai puțin. Dacă vă confruntați cu sindromul ascitic, puteți apela la această plantă. Ghimpele acționează și asupra elasticității vaselor de sânge, sporindu-le rezistența. Băile în care este utilizat ghimpele ajută la întărirea vaselor sangvine și previne dezvoltarea hemoroizilor. Se mai spune despre plantă că reglează activitatea tiroidei și îmbunătățește funcționarea acesteia, de aceea poate fi utilizată în hipertiroidism. În general, ghimpele este considerat o sursă bună de vitamine și minerale și poate fi inclus în dietă pentru a ajuta la îmbunătățirea sănătății. Pentru tratarea afecțiunilor despre care am discutat, se prepară un decoct din o linguriță plantă mărunțită la o cană cu apă. Se fierbe timp de 5 minute la foc domol. După ce se strecoară, se consumă 2 căni pe zi, dimineața și seara, pe stomacul gol, cu 30 de minute înainte de masă. Pentru prostată, în funcție de stadiul bolii și de starea de răspuns a organismului, tratamentul poate dura până la 6 luni. În rețeta Plafar se menționează că după 3-4 săptămâni de tratament se reduc micțiunile nocturne la jumătate și dispar usturimile de pe uretră, iar durerile sau apăsările pe vezica urinară sau în zona șezutului se diminuează.
Pe parcurs, prostata se decongestionează și își revine la volumul și elasticitatea normală. Se recomandă ca în timpul tratamentului să nu se mănânce sărat, iute, piperat sau acru. De asemenea, nu se va consuma alcool. Ghimpele nu este recomandat în cazul femeilor însărcinate sau celor care alăptează. Este important să respectați dozele, deoarece supradozarea produce vărsături, dar și hipotensiune arterială, care are risc vital pentru persoanele care se știu cu tensiune arterială mică. Planta nu trebuie utilizată în combinație cu antidepresive, medicamente pentru hipertensiune sau adenom de prostată. Popular, se consideră că inhibă fertilitatea feminină. Acestea au fost informațiile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. De asemenea, puteți să distribuiți videoclipul pentru ca informațiile să ajungă acolo unde este nevoie de ele. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate și toate cele bune!